Taxa autoimpusă de Ministerul Mediului în 2012 contravine tratatului Uniunii Europene. Judecătorii au arătat că taxa descurajează punerea în circulație a autovehiculelor de ocazie cumpărate din alte state membre, dar nu și cumpărarea unora la fel de vechi și uzate de pe piața națională. Alexandru este unul dintre păgubiții statului. El și-a cumpărat o mașină din Germania în urmă cu 3 ani, pentru care a plătit 9.000 de lei taxă de înmatriculare. Și acum, de vreun an și ceva de zile, vreau să recuperez banii pentru că știu că această taxă este ilegală. Sper să se rezolve cât mai repede, că deja am umblat foarte mult să-mi recuperez banii mei. Prin această decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, toate hotărârile ce vor fi date vor avea câștig de cauză în totalitate, în sensul că această hotărâre va fi obligatorie pentru judecătorii din România.